Pe holurile unui complex comercial din Suceava, clienții se întâlnesc până duminică cu un obiect cel puțin neobișnuit. Dacă de obicei cabinele de probă stau oferite în cele mai retrase colțuri din magazine, aceasta este în mijlocul culoarului. Dacă de obicei cabinele de probă au oglinzi în care se reflectă cumpărătorul cu cea mai nouă achiziție a sa, în aceasta, după paravanul tapetat cu hârtie tipografică și după draperie, se află o pereche de căști și un microfon. Dacă până acum curiozitatea vizitatorilor nu a fost stârnită destul să facă pasul decisiv înăuntru, panoul pe care scrie mare cabină de probă pentru cărți, sigur îi convinge. Chiar dacă e vacanță, știm foarte bine că încă citim. Atunci am amplasat pe culoarul Shopping City Suceava, în fața librăriei Alexandria, această cabină de probă, astfel încât de data asta cărțile vor proba oamenii. Este o campanie inițiată de Alexandria Librării pentru a stimula lectura în această perioadă și pentru a obține de la cititorii noștri reacții inedite. Cabina de probă pentru cărți este, de fapt, locul unde nu oamenii probează cartea, ci cartea îi ia la întrebări pe cumpărători. Am gândit această campanie pentru a stimula consumul de carte și, bineînțeles, pentru a stimula lectura, astfel încât fiecare cititor care cumpără o carte de la Alexandria este invitat în cabina de probă pentru a fi probat el însuși de către cartea pe care a ales-o. Prin această metodă ingenioasă de a stârni curiozitatea, lanțul de librării își dorește să promoveze lectura în mediul urban. Pe noi ne-a făcut cel puțin curioși să fim luați la întrebări de carte.